Toată viața într-o grabă. Ah, the story of my life. Hello, fantastic people. Probabil privește acest live în reluare. Azi învățăm 30 de verbi frazeologice. Facem cartonaș în timp real. Deja am anunțat încă ieri despre asta și v-am spus și în stories, Trebuie să aveți cu voi în de a privi acest live cartonaș. Pix și de dorit care ocă sau ceva care o să fie mai, mai, o să vă permită să scriți cuvântul să se vadă mai bine de departe. Până voi vă conectați, Sorry, eu un pic am întârziat, mai târziu am așteptat am ieșit în live pentru că am filmat până acum conținut pentru YouTube. Ca să înțelegeți la mine încă stă, iată, se, numai numai am înstâns camera, luminile. Acolo e dezastru clasat încă de fica mea, lumina din spate și așa mai departe. Eu abia am terminat. Uh, Spuneți-mi, vă rog, dacă, if the sound is ok, can you hear me well? Eu mi-am luat microfon foarte bun și am un Superb! Sunetul e fantastic! Sper să fie fantastic. Spuneți-mi dacă este calitatea sunetului ok, imaginea dacă nu frânează și începem, trecem la treabă, că azi avem de lucru. Nu o să fie o lecție obișnuită pe care o fac eu de obicei, unde eu vorbesc și voi ascultați, dar toți muncim. Așa, it's well, it's, it's good, the sound is good, pentru că descriem cuvântul sunet, avem nevoie de adjectiv, the sound is good. Bun, How are you? ca nu v-am întrebat. Tell me how you're feeling. Uh, până, voi, până să încarc răspunsurile voastre, o să repet. Astăzi am pregătit 30 de expresii frazeologice. Ce înseamnă expresii frazeologice? Asta este uh, un uh, verb plus o prepoziție. Prepoziție înseamnă on, in, at și așa mai departe. Verb în... Uh, Vă știți ce înseamnă verbul, exprim acțiune. Și ele sunt foarte, 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 foarte frecvente în engleză. La întrebare, how are you? Cei care au răspuns corect au scris cuvântul fantastic. Iată, ei au dreptate. Cei care scriu fine, uitați acest cuvânt. Din momentul în moment ce sunteți la mine pe canal, nu folosiți cuvântul fine. De fiecare dată când vorbim despre cum ne simțim, folosim cuvântul fantastic. So, how are you? I'm fantastic. I am fantastic. I don't see any reasons why not to be. Sunteți acasă, sunteți la caldă, bine, uh, sănătoși, plini de energie, învățați engleză gratuit pe Instagram, deși să nu fiți fantastic, ea că spuneți-mi. De ce? Aveți vreun motiv? Deci, uh, verbele frazeologice pe care le-am ales eu astăzi sunt uh, destul de frecvente în engleză. Și uh, problema sau nu problema, provocarea cu verbele frazeologice este faptul că ele, uh, foarte des, același verb frazeologic, are diferite sensuri în context. Nu prea puteți să nu le învățați pentru că ele atât de des folosesc încât uh, într-un fel sau altul o, o să vă întâlniți cu ele. Și ca să vă dau un exemplu cât de des ele se folosesc, uitați-vă, în engleză nici nu există o alt, un alt echivalent a verbului a te trezi decât verbul fraziologic get up sau wake up. E numai asta și există. Sau uh, verbul uh, avem come in care înseamnă a intra și avem verbul enter care tot înseamnă a intra. Ghiciți, care e folosit mai des? Evident că come in. Foarte mult mai des lumea spune come in decât spune enter. De fapt, enter nici nu se folosește în context de intră, e cumva așa mai, mai formal, uh, like to enter a political party, da? În cazul ăsta uh, te alături la, o, la un partid politic, de exemplu. Aici o să fi folosit cuvântul enter. Uh, de aceea o să vorbim despre aceste verbe frazeologice în detalii o să facem cartonaș, eu o să vă învăț cum să le faceți. Cineva a spus că se întrerupe videoclipul. Spuneți-mi dacă. Eu văd că sunt 500 și ceva de oameni, eu cred că nu se întrerupe, pentru că de altfel ar fi cifra mult mai mică. Um, și eu vă explic cum facem cartonașele. După aceasta începem și le facem în timp real. Eu cred că sunetul e ok, văd că toți sunteți aici pe loc și nimeni nu scrie altceva. ceva. Uh, cum facem cartonașul? Deci, în primul rând, eu am cartonașe colorate, da? Observați, am verde, roz. Nu e obligatoriu să aveți cartonașe cu culoare. Uh, pur și simplu e mai ușor creierul, creierului vostru să-i faceți lucrul ăsta, îi faceți o surpriză. Pentru că, uh, cumva, el vede ceva plăcut și el memorează mai ușor. Dar nu e o problemă dacă aveți, nu știu, niște hârtie albă tăiată. Important e să fie dimensiunea plus-minus asta. Nu, cel minim iată așa. Așa că o, încă un minut, două, nu scriem nimic, vă rog mult pregătiți-vă aceste cartonașe sau cel puțin, dacă nu aveți nici de cum cartonașe în casă, scrieți pe o hârtie cei ce o să vorbim noi și după asta faceți cartonașele. Ce se întâmplă cu cartonașele și de ce eu atât de tare vorbesc despre această metodă? Eu sunt destul de greu de cap. Eu foarte greu memorez. Sincer, să fiu chiar foarte greu. Iată, eu să iau să învăț cuvintele așa după forma, după maniera standard, să le scriu într-un iau și să le zubresc. Nu le țin minte și gata. Poți mă ușiesc, că nu le țin minte. Iată, așa sunt eu de felul meu. Pentru că mulți studenți zic, da, teacher, ți, ți i bine, tu știi engleză, la ușor să memorează cuvintele. Aha, tare greu, uh, mai ales cuvintele care sunt cele care nu le cunosc și niciodată nu le-am întâlnit. Și eu, respectiv, sunt nevoită, din cauza că mai greu memorez, să-mi găsesc mie metode care funcționează pentru mine. Să-mi amăjesc creierul, să-i spun că e acasă e frumușă, asta trebuie de memorat și el să ne -mi minte. Deci eu, într-un fel, îl duc din asta. Și pentru mine cartonașul a fost o metodă care m-a salvat să învăț cuvintele și să întăresc engleza. Uh, Cei drept că am început să o folosesc abia câțiva ani în urmă. Când învățam engleza în liceu și la începutul anilor de facultate, nu prea foloseam lucrul ăsta. Uh, de ce ea funcționează? Uh, comparativ cu metoda clasică, când iată voi vă scriți așa o listă da, de verbi fraziologici cu explicație și metoda cartonașului. Iată, imaginați-vă ce scris. Get one, look out, take off, get by și explicația. Totul este pe o foaie. Voi când vă uitați la foaie, aveți cumva, uh, deci deodată creierul vedeți că aveți multă informații. Da? Și spare lucrul ăsta. Când îl pui pe cartonaș, este cuvântul izolat, expresia și tu te focusezi doar pe cuvântul ăla. Asta e minunat. Deci pentru a te focusa și pentru a te concentra la ceva ce trebuie, cartonașul funcționează mult mai bine decât metoda clasică pe care o folosim noi din școală, scriind un carnet. Încă de ce funcționează? Voi puteți să le faceți multifuncționale și să reveniți la aceste cartonașe ori de câte ori vreți voi. Și o să vă fie plăcut să reveniți la aceste cartonașe avându-le făcute, comparativ cu un caietel cu exerciții. Deci, vă scrieți, de exemplu, cuvântul nou pe care îl învățați, inclusiv verbul fraziologic și în spate, o să salvez live-ul. Eu întotdeauna salvez live-urile. Eu n-am avut un live care nu l-am salvat de când sunt pe Instagram tot ok. Dar oricum faceți împreună cu mine. Șansele ca să trebuiască să reveniți la live după ce o să-l salvezi și să aplicați sunt mai mici. Pentru că vă apare senzația că a, el a și 24 de ore, ea să reușesc. Foarte des studenții nu reușesc. Când scriu, da, l-aveți undeva salvat după ce el expiră. Nu, eu nu le-am le salvat permanent nicăieri. El rămâne doar 24 de ore. Să nu mă abat. Deci voi scrieți aici cuvântul nou și în spate scrieți fie explicația lui, fie traducerea. Dacă sunteți la nivel începător, ao um, nível de base. Uh, e mai dificil să scrieți explicații direct în engleză, de obicei o să folosiți o traducere, dar tot funcționează. Și cum le învățați voi? Luați setul de cartonașe pe care le-ați făcut și luați cuvintele noi. Aha, de exemplu, I don't know, um, bring, da, a aduce, sau uh, bribe, ceea ce înseamnă mită, da, bribe, și verificăm, înseamnă mită. Voi făcând lucrul ăsta, memorați mai ușor, după asta puteți amesticați cartonașele, toată lumea când era în copilărie juca cărți, da? E tamos, vă jucați cărți cu cuvinte în engleză. Uh, și reveniți la aceste cartonașe, de exemplu mâine, da? și o să vedeți, o să fiți șocați cât de bine voi memorați aceste cuvinte. Parcă vă vând metoda asta, dar e gratuită și eu nu, nu vând nimic, doar încercați să faceți. Ia încercați să faceți, dacă nu funcționează, scrieți-mi. Asta o să fie primul caz în istorie când cineva face cartonașe și nu a funcționat, dacă o să fie așa cazuri. Așa, trecem la treabă. Let's do the job! am pregătit 30 de verbi frazeologice, intenționat le-am ales din nivel intermediar și mai sus și din uh, uh, cele care le cunosc eu, dar sunt potrivite și pentru începători. Cum vom face noi? Deci voi vă luați cartonașul și în timp real cu mine vă notați acest cartonaș. O să vă zic elementele care trebuie să fie pe el. Uh, primul exemplu, facem ca exemplu să înțelegeți metoda de lucru, ok? În colț sus o să scriți cifra, cifra de ordine. Pe centru cartonașului o să scriți uh, uh, verbul frazeologic. și pe spate o să scrieți explicația sau traducerea cum vreți voi. Traducerea au dreptul să o scrii doar cei care sunt începători și din nivel de bază. Explicația o scriu toți care sunt de la me nivel mediu și mai sus. Cei care au deja nivel intermediar nu vă recomand să învățați prin traducere pentru că voi, vă, voi învățând prin traducere voi cumva mai rău vă faceți. Pentru că în loc să avansați, în loc să vă lăsați creierul să se dezvolte și să înveți alte structuri de gramatică, vocabular, voi le asociați cu cele pe care deja le știți. Deci cumva rămâneți în impas. De deci, aceea, atunci când învățați un cuvânt nou în engleză, învățați-l prin prisma unui alt cuvânt pe care voi deja îl știți. Deci dacă, cu alte cuvinte, vrei să înveți cumva cuvântul bribe, care înseamnă mită, nu știu cine m-am gândit eu la mită, N-am idee de și -și. În fine, ce vreau să zic, dacă voi învățați cuvântul bribe, nu scrieți pe spate mită, dar scrieți explicație. Uh, money or some, something that you give to someone in exchange for a favor, de exemplu, da? Poate asta sună un pic mai dificil. Uh, dar înțele ați înțeles la ce mă refer. Majoritatea cuvintelor au sinonime în engleză uh, care, care voi deja le știți pentru că asta o să vă ajute să învățați mai ușor decât traducere. Deci, metoda cartonașului. Am spus sus în colț scrim cifra, după aia scrim cartonașul și pe spate scriți fie traducerea, fie explicația. De exemplu, get on înseamnă, uh, are două sensuri. 1. To manage, adică a reuși. Și 2. To be in good relationships. Eu o scriu ca să vă arăt vouă cartonașul acuși. Deci uitați-vă, Ui! Tot ok, nu mi-a căzut telefonul. Get one, sus scrim numărul, verbul fraziologic și pe spate scrim explicația sau traducerea. Vă rog să memorați acum metoda, pentru că mai mult nu o să întorc cartonașele să vi le arăt. Eu doar o să vă spun ce să scriți. Deci, pe față, cuvântul nou pe care l am învățat, sus cifra și pe spate scrieți explicația. Asta nu-i tot, mai este un un, un un mic detaliu pe care trebuie să-l faceți la aceste cartonașe, dar vi-l spun la sfârșit, după ce o să le facem acum, nu vă zic. Cel mai important, apropo, și a, aș spune eu cumva... Nu invenția mea, că am văzut, când am văzut că în librării mai sunt așa gen de cartonașe, dar jur că eu când m-am gândit la metoda asta, eu nu știam că ea există. Deci o să vă spun mai târziu. Uh, începem. Primul o să fie get on, care și l-am spus. Get on. Și ce bine cu aceste verbe este că ele, cum le auzi așa și le scrii. Deci get on, două cuvinte. Iată, uitați-vă, uh, pe exemplu cu get on o să vă explic care e faza cu aceste verbe frazeologice. Voi sunteți 700. Asta e record. Un mic moment de glorie și amul revenim la subiect. Uh, get este un verb care în mod normal înseamnă a obține uh, sau a prinde ceva. Uh, on este în mod normal o prepoziție de loc care înseamnă pe. Dacă ține de timp, înseamnă la o anumită dată. Dar iată, când punem aceste două cuvinte împreună, get on, noi obținem sensul de 1. A reușit să faci ceva. Deci, primul sens este to manage. Asta și vă notați pe spate. Deci el are două sensuri primare. Unul este de a reuși, adică to manage. For example, how do you get on in the quarantine? Cum reușiți să faceți față carantinii? Ce faceți acasă? Cum vă ocupați, nu știu, faceți lecțiile? Cum, cum lucrați? Pentru că multă lume lucrează la distanță acum, da? Inclusiv și noi la fantastic. Deci manage. Și al doilea sens al expresiei get on este de a fi într-o relație bună cu cineva. So to be in a good relationship with somebody. Am spus și în engleză și în română, voi trebuie să vă notați. În timp ce voi vă notați, um, o să vă dau exemplu. Deci, cu uh, sensul de a fi într-o relație bună, get on uh, poate fi așa. I get on very well with my sister. Deci, eu mă înțeleg foarte bine cu sora mea. Și invers, pot să spun, I don't get on very well with my, I don't know, brother. Eu n-am frate, dar dacă aș avea să zic, ce nu mă înțeleg bine cu dânsul. So, I don't get on. Astea sunt cele două sensuri ale acestui verb. Deci, get on, primul, manage, al doilea, to be in a good relationship. L-ați notat și mergem mai departe. Voi ar trebui să reușiți că eu nu o să vorbesc foarte repede. Al doilea verb, deci despre care vorbim astăzi, look out. Look, cum se scrie? L-O-O-K. Um, nici nu vreau să vă zic L-O-O-K, pentru că corect pronunțarea sau felul în care scrim cuvintele folosește echivalentul acestor litere în um, alfabetul englez. Deci, L-O-O-K, out. Uh, o u -T. Look out, look înseamnă a te uita, out înseamnă afară, dar look out înseamnă Fii atent, like cas cu ochii E ca așa se apropo de memorat, cască ochii, scrieți pe spate cască ochii, nu, eu glumesc uh. Deci look out înseamnă fii atent, be attentive sau beware Puteți să scrieți attention Când folosim acest verb fraziologic, până voi scriți pe spate traducerea sau explicația care este, repet Fii atent, beware, uh, look out, uh, cineva în stradă, să zicem cu un, cu un copil de 10 ani, da, se joacă în stradă pe, cu o trotinetă și vine o mașină din spate și eu văd că el nu observă această trotinetă și eu vreau să-i spun, Mai fii atent, da, și o să zic, look out, asta ar fi cumva um, o metodă de a alerta și de a-l trezi și de a-l ajuta să, um, să se păzească de un pericol care poate să se întâmple, so look out, a, -a fost a doilea verb. Așa, 3. Three o să fie, al treilea verb o să fie take-off. Nu uitați să scrieți cifrele, foarte important, o să vă spun mai târziu de ce. Take, take off, cu doi de F, take off. El are la fel două sensuri. Um, primul sens este de a reuși, like to succeed, Acum și o să vă arăt. Am să vă arăt cum scăutați uh, sensul acestor cuvinte pe Google apropo. For example, um, how is the project taking off? Da, cum merge proiectul? Cum el se desfășoară? Or how do you how is the quarantine taking off in this country? Da, respectiv autoritățile au decis să izoleze oamenii sau să îi impună aceste măsuri de izolare. Uh, și noi vrem să spunem, de exemplu, cum ei reușesc, cum le reușește asta. How do they take off or how does the situation take off? Um, nu e important să scrieți uh, exemple pentru că nu o să reușiți, eu fac doar ca voi să înțelegeți și între timp să aveți timp să faceți cartonașele, da? Deci take-off, repet, primul sens este de a reuși. În engleză lucrul ăsta e succeed, verbul ăsta Al doilea sens la take-off este de a decola. Deci avionul, da, când spornește de la pământ și se ridică în aer, it takes off. Deci a decola sau to take flight, atât puteți scrieți în engleză. Sunt sigur că ați auzit take-off dacă ați zburat odată cu avionul pentru că pilotul spune we are ready to take off, bla 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 de obicei restul, nu nimic clar că de obicei Piloții nu sunt vorbitori nativi, dar oricum este engleză. Take off a fost al doilea verb. Uh, după ce eu, deci când eu am să trec pentru alte 10 verbe, eu am să întorc camera și o să vă arăt încă o dată foaie cu aceste verbi și explicații, iar voi să vă faceți un screenshot în, care, în cazul în care v-a scăpat ceva. Take off cu 2 de F, ok? 2 de F, nu 1. Așa, al patrulea verb fraziologic, number 4. Uh, get by, get by îl scrim, get by, get by înseamnă, 1, foarte similar cu uh, get on, înseamnă a reuși, to manage similar cum am spus cu uh, exemplul nostru, că suntem izolația acasă cum vă descurcați, how do you get on eu pot să spun, how do you get by, how do you get by deci primul sens este de a reuși sau manage take off, da, mai are sens și de a te dezbrăca, take off your clothes și multe din verbele care o să, despre care o să vorbesc astăzi foarte, foarte multe dintre ele au două, trei sau mai multe sensuri. Eu am ales maxim două care sunt cel mai des utilizate, ok? Ca să nu mă distrag, v-am explicat lucrul ăsta. Take off your clothes e ușor pentru că voi ați auzit asta în filme și când auziți că take off your clothes, asta deodată e clar că am cineva să fie gol și noi suntem mai atenți, respectiv am memorat acest sens al verbului frazeologic. Iată de s-ar cineva atunci când spornește avionul, o să țin în minte că acolo tot e take off. Da, ceva deată mai interesant. Uh, revenim la verbul numărul 4, deci for, get by. Get by înseamnă a te descurca like to manage, dar la fel, uh, verbul dat sau expresia dată are sens de a supraviețui sau de a reuși să supraviețuiești cu ceva. Uh, de exemplu, ai un salariu foarte mic, foarte mic și. Abia reușești să ajungi la sfârșitul lunii, da? Ca să-ți cumperi lucrurile esențiale. Și poți să spui, I hardly get by, or it's difficult for me to get by. Serios, că dacă spui propoziția dată, it's difficult for me to get by, și te oprești, asta înseamnă că îmi vine greu să mă descurc, să supraviețuiesc. Și din context, e clar că tu te referi la faptul că nu ți ajung resurse. În cazul dat, de exemplu, bani. Deci get by, al doilea sens, este de a supraviețui. Sau de a, uh, și primul este de a reuși. Mergem mai departe. Five. Five este keep up. Keep up. Eu am văzut că am ajutor aici care în comentarii scriu cum se scriu aceste verbi fraziologice. Asta e pentru începători. Așa că puteți să vă uitați la comentarii. Deci, keep up. Keep up, vă dau un exemplu, keep up the good work, probabil ați auzit, like keep up the good work, asta înseamnă continue, go on, like continue to do that, continuă să o faci, Și în engleză e continue, română continuă, deci e ușor de memorat. Uh, la fel poate avea sens de maintain, asta e același sens, deci a menține ceva. For example, um, hai să vă dau ceva mai interesant. Um, Ok, how do you keep up with such a good body shape? Da, cum menții așa o formă bună a corpului, da? Care e secretul? How do you maintain that? Deci a menține și a, a, susține sau de a continua cum am spus inițial. Deci keep up. Uh, mergem mai departe ca să reușim. Six. Eu o să întorc camera și o să le arăt, da? Dacă nu ați reușit. Number, uh, da? Da, six. six, al șaselea. Feel in. Feel cu uh, F. I-L-L, l l F-I-L-L. Nu feel ca a simțit, dar a umple. Deci, fill in. Asta e ușor. For example, you go to a bank and they give you some form and you must fill it in. Fill the form in. Deci, fill in înseamnă a completa. Complete something with a, a pen, with some data. Dar dacă voi primiți, de exemplu, un chestionar uh, online pe care trebuie să-l completați pentru a vă înscrie la un curs de engleză, ce aici fac studenții de la Fantastic acum pentru că noi... Nu putem să lucrăm fizic, să ne vedem cu ei, eu o fac online. Deci ei trebuie să completeze un formular, să pună nume, prenume, număr de telefon. Fill in se potrivește pentru acest, această situație, adică el completează, a completa. Fill in. Da, asta era al șaselea verb. Number seven, al șaptelea. Take up. Take, dar up. Anterior am vorbit despre take off, acum e take up. Take up, for example, uh, o să vă zic în engleză while you stay at home uh, it's a good idea to take up a new hobby deci atâta timp cât stați acasă ar fi o idee să vă luați sau să încercați sau să începeți un hobby nou take up ar fi cu sens de a accepta și a de, de a prelua cumva un task take up a hobby, de exemplu uh, al doilea sens la take up, the second meaning ar fi de a consuma însă uh, sau de a lua de exemplu a lua timp sau resursă Uh, când vreți să-i spuneți cuiva, uite, nu vreau să-ți iau timp, nu vreau să te -ți rețin, I don't want to take up any of your time, nu vreau să-ți iau din timp, deci take up înseamnă a lua sau a consuma uh, timpul, ok? orice întrebare aveți acum cum se scrie, repet eu câteva secunde o să întorc uh, la cameră și voi să faceți screenshot și o să vă notați după live dacă aveți careva greșeli. În general e important să le faceți măcar să aveți cartonașul cu uh, schița da? care trebuiește. Take up, repet, înseamnă fi a acceptat de exemplu un challenge, da? To take up a challenge of, uh, I don't know uh, learning English in a week uh, which is impossible. And take up uh, with the meaning of consume deci a consumat, de exemplu timp sau energie. Uh, doing live lesson takes up a lot of my energy, iată azi am vorbit în fața camerei undeva 4 ore. Sunt destul de oposită pentru că dacă aș vorbi 4 ore în fața unei mulțimi de oameni, eu nu m aș, -aș simți la fel de oposită, Deci take up energy înseamnă a consuma. Uh, number 8, number drop out. Drop, da? Drop înseamnă a uh, scăpa. Drop out, un uh, combinat cu prepoziția out, înseamnă a uh, termina sau a lăsa ceva. For example, you drop out a course. Asta înseamnă că tu leși un curs, tu nu vrei să-l finalizezi, îl abandonezi într-un fel. Și apropo, este, în filmul de se menționează, he is a college dropout. College dropout, asta înseamnă un, um, o persoană care a lăsat universitatea sau a fost exmatriculat din universitate. Deci drop-out, în cazul dată e substantiv, dar sensul vine de la verbul ăsta, frazeologic drop out, două cuvinte. Repet, este și drop-out scris ca un cuvânt și asta înseamnă exmatriculat sau cineva care nu a făcut studiile până la urmă. Exclus cumva, da? Drop-out. Asta era numărul 8. Number 8. Drop-out înseamnă give up or finish, like stop doing something. Uh, number 9. Number 9 is get out. Asta e ușor, nu știu ce l-am scris aici, dar haideți să-l facem. Get out înseamnă ieși afară. Și apropo, nu există un alt echivalent mai des utilizat pentru ieși de aici decât get out. Get out! Ar fi cumva rud. Haideți să facem o mică pauză. Vă spun un banc. Vreți? Repijor. Cât voi vă faceți cartonașele. Dar un regret că am început să vă zic de bancă. Da, vă zic până la urmă. Aveam un student care era la nivelul element și asta a fost mulți ani în urmă. Și eu făceam. Uh, cu ei pronunțare și eu întotdeauna când sunt cu studenții în clasă le spun chiar dacă este un exercițiu de reading sau listening haideți să ne folosim de situație să citim această uh, aceste propoziții, expresii cât mai mult în voce pentru ca să pronunțăm ca să practicăm pronunția da și le-am spus de multe ori că Fielul în care pronunțăm în engleză denotă foarte mult uh, uh, cât de bine noi știm această limbă. Noi trebuie să sunăm cât mai politicoși. De ce eu îi făceam pe ei? Să repete exact după ce ce în manual, da? Engleză britanică verita veritabilă. Și un student spune că, teacher, dați să vă zic ce s-a întâmplat cu mine despre engleză și politeță, da? A, a, a avut ocazia să ducă niște străini din Marea Britanie la o vinărie unde el lucra, să-i ducă în excursie prin beciuri, nu, nu știu la care vinerie a fost, dar nu contează. Deci au mers lumea prin beciuri, englezii evident au consumat vinul nostru care e bun și un pic, un pic sau cam they got a little drunk uh, și îmi povestește studentul meu că el nu consumase alcool deloc pentru că era responsabil să-i ducă cu mașina acasă după asta. Uh, respectiv, dar el zice, eu nu știam nimic în engleză, eram varză, știam câteva cuvinte și asta e tot. Și el spune că am s-a urcat uh, uh, englezul ăsta la mine în mașină, l-am dus eu acasă, tot drumul noi am tăcut, el nimic nu a spus, era beat Și când să ajungem acasă, eu am oprit mașina, dar el uh, era semi-adormit. Și studentul zice că nu știam cum să-i spun să iasă din mașină. Nu avem idei cum. Și s-am stat și m-am gândit și ne-am amintit că am auzit undeva get out. Și zic, get out. Și îmi dau seama că get out sună foarte urgent. Ieși afară, ieși de aici. Și am zis, please, get out, please. Și atât de acolo s-a luat gluma. Get out, please. Adică am folosit ceva, a folosit ceva, ce știau, găsit o soluție, dar și-a făcut-o într-o manieră uh, politicoasă pentru că a pus cuvântul, please. Și de partea are dreptate studentul, da? A spus please, e engleză frumoasă, corectă. Așa, get out please. Nu mai voi nu ieșeți, vă rog, din live, pentru că noi continuăm. Suntem la verbul fraziologic numărul 10, number 10. Number 10 is leave out. Leave, scris ca a L-E-A-V-E. Leave out, ca a părăsi. Leave out înseamnă a omite ceva, to omit. Deci dacă eu, de exemplu, vă spun acest banc și eu omit niște detalii, eu pot să spun I leave out some details. Deci eu am omis niște detalii. Ok? Leave out. a uh, omite. Și acum, dacă am vorbit despre 10 verbi, fiți atenți, eu întorc camera. Vă rog frumos. Așa, eu o țin încă vreo 5 secunde, luați și vă faceți un screenshot. Screenshot toată lumea își face și ulterior după live, dacă e nevoie, reveniți. O să fie clar pentru că Apropo, îmi cer scuze pentru scrisul meu. Eu știu că scriu foarte urât. Așa, sunt un profesor mai puțin... Mai puțin obișnuit, pentru că profesorii de obicei scriu frumos. Numai nu eu, ia cât în privința asta, eu nu sunt profesor bun. Astea au fost primele 10 verbi, da? Repetăm. Get on înseamnă a reuși sau a fi într-o relație bună cu cineva. Puteți să vă uitați prin cartonaș împreună cu mine în timp ce eu le recapitulez. Number two, look out. Look out înseamnă Cas cu ochii, fii atent, da? Fii atent. Number three, take off. Take off are sens de a reuși să faci ceva, avea succes în ceva, sau de a îți lua zborul, da? De a decola. Ați lua zborul, ia zborul, <laughs> a decola. Uh, number four, al patrulea verb, get by. Get by avea sens de a reuși sau de a supraviețui pe niște resurse, gen bani, timp sau, nu știu, hrișcă, de exemplu. Do you get by the buckwheat? <laughs> Deși Number five. Keep up. Keep up înseamnă continuu, menține. Continue and maintain. Number six. Fill in. Fill in înseamnă completează, to complete. Number seven. Take up. Take up înseamnă a accepta, a prelua un task, de exemplu, uh, sau, al doilea sens, de, de a consuma și de a utiliza, de exemplu, timpul sau banii. Um, this takes up all my uh, time or this takes up all my I don't know, my money, da? Uh, Filmatul, de exemplu, investiția în toată, în toată aparatura care îmi it takes up all my money. Uh, number eight, drop out. Drop out înseamnă finish, like to stop doing something or to give up. Give up înseamnă a lăsa, a abandona. Uh, number nine, get out. Yes, get out, please. Uh, dacă n-ați învățat nimic nou din get out, cel puțin ați ascultat un banc și leave out înseamnă a omite. Leave out. Mergem mai departe. Nu reușim, eu prea, prea încet cu voi discut și simplu mi-e frică voi să nu reușiți să-l scrieți și am ușit intrat în panică. De acolo cum, de acolo cum. Um, așa. Cine n-a reușit să fac screenshot, live-ul eu îl salvez, reveniți, vă rog, la el. Bine? Că sunteți și nu pot pentru fiecare să opresc live-ul și să fac ce vreți voi. Uh, number 11. Deci suntem la verbul numărul 11, verbul fraziologic. Dacă te ai alăturat mai târziu la live, nu-i problemă. Continuă să faci cartonașul împreună cu mine de la numărul la care suntem. Scriu 11 și scrii mai departe verbul fraziologic, în spate scrii traducerea sau explicația. Give up, number 11. Give up, din contextul I really want my father to give up smoking. Give up smoking, this means to stop smoking. Deci give up e cu sens de a opri să faci ceva, de a lăsa, de a te debarasa de un obicei, de exemplu. Uh, sau de a lăsa, ok? Give up. Uh, știți, si, don't give up, don't give up, asta înseamnă nu te lăsa, nu te da bătut, mergi mai departe. Number 12, 12. Turn out. Turn, ca întoarce. T -u -r -n, T-U-R-N. Out. Turn out. are, e foarte des folosit, uh, are două sensuri. Uh, primul este de a, haideți să vă spun în română, nu știu dacă o să fie traducerea corectă, a se adeveri. Sau a ieși să fie adevărat. For example, um, Faptul că stăm acasă, poate adeveri să fie un avantajul nostru. So, staying at home may turn out to be good for us. Deci, turn out, Așa poate să iasă într-un final că noi avem avantaj din asta sau so, turn out a se adveri sau a ieși. Am um... îmi în engleză, așa că eu vă spun explicația în engleză. To prove to be the case, like to prove that something is true uh, eventually. Uh, and number two, uh, turn out. Al doilea sens la turn out este to come. de um, exemplu, I was waiting for my husband and he turned out Turnout înseamnă că el a apărut, da, așa, s-o evit de, de, de nu știu unde. Asta e al doilea sens la turnout. Uh, number 13, al 13 uh, Da, s-a dovedit a fi. Vă mulțumesc frumos, da, s-a dovedit a fi. Turnout s-a dovedit a fi. My Romanian sucks. Uh, 13, al 13-lea verbi despre care vorbim azi. Work out. Work out. Work out. You know, like to work out. I exercise Sânzul de a face sport sau de a nu Noștim to exercise. și al doilea sens la workout este de a avea succes. For example, we have a crisis in our company right now. It's a big, big crisis. Da criza. But I am sure we will work it out. I am sure we will work it out. Deci sunt sigur că o să avem succes, o să ieșim din asta cu succes. Deci vom rezolva cumva, vom avea succes într-un final, okay? Deci asta este sensul la work out, al doilea. Mai departe, 14. Carry out. Uh, carry out. Deci uh, C A R R Y carry. Carry ca sens de a purta, apropo, dacă eu aș uh, eu port geacă, I wear this jacket dar port o geantă, I carry my bag. Deci ceva ce porți în afara corpului, nu haină. So, carry dar cu cuvântul out, carry out înseamnă uh, a, a executa, a duce ceva la bun sfârșit. So, to take something to an end. Pentru cei care fac în engleză. So, to take something to an end. A executa să aduce până la sfârșit ceva. For example, I started this live lesson about uh, phrasal verbs and flashcards and I will carry it out. I promise. Deci îl duc până la urmă live-ul ăsta. Ok? Uh, la fel poate să aibă sens de a executa ceva un task de exemplu. Uh, the ministry of, uh, ministry of I don't know what ministry. The health the Ministry of Health is carrying out a lot of tasks right now. Deci Ministerul Sănătății acum uh, execută foarte multe taskuri sau le implementează și le pune în acțiune. Vedeți cât sunt eu afectată eu de situația actuală. Îmi vin exemple legate de asta, dar cred că și voi mai ușor o să le înțelegeți. Deci carry out cu sens de a a executa sau a ceva la bun sfârșit. Uh, number fifteen. Al fifteen. Fallout. Fall. Acadia. Fall, like drop it pa kapá. Apropos da fall. Acadia. Kudoidi l. F A L L. Fallout. Fallout in some them to quarrel or to argue, like to have a fight. Det je as in e englizu to fallout a te črtaku či neva. fi či neva relacij bunje din kaos zak ti črtak. a te certa, da? Quarrel or argue. Uh, for example, I fell out with my sister. Noi nu ne certăm, dar să zicem că ne-am certat, eu așa am să spun. M-am certat cu sora I fell out or we fell out. E că eu zic propoziția. We fell out. Punct. Asta înseamnă noi ne-am certat. Ok? Nu are nimic legătură cu noi am căzut în afară. Deci nu traduceți direct verbele frazeologice niciodată. Asta era 15. Fall out. Number 16. I am running out of breath. Yet, I am running out of breath hmm? I got my little helpers who are helping me in the comments and writing the expressions and meanings, thank you very much so, uh, run out run out, I'm running out of breath it means that I'm running out of breath or it makes sense to say I'm running out of breath I'm running out of breath De exemplu, um, în cazul în care nu mai am uh, lactate în frigider, eu pot să spun We ran out of dairy products. Uh, lactate, dairy products. Or, haideți, luați milk dacă nu vă place cuvântul dairy. So, we ran out of milk. We are running out of time. Eu am făcut, mă ating, un, un video la mine pe, pe wall, pe Instagram. Deci, we are running out of time, înseamnă, se termină timpul, da? Uh, nu mai avem timp, e limitat resursa aceasta sau se epuizează, da, resursa dată. Deci... În engleză, apropo, cei care își scriu explicația în engleză, be used uh, or finish something. Scriți finish something or uh, when something is used up. Cei care sunt avansați o să știți ce înseamnă această expresie, used up. Așa, number is 17. 17 is find out. că găsești, da? Find out. Find înseamnă a găsit, dar find out înseamnă afla. Foarte des utilizat verba apropo. Uh, pentru um, sens de a observa, afla, ați dat seama. For example, last uh, Saturday I found out that in this song, like freestyler, rock a microphone, this rock a, -a microphone that I used to sing is rock the microphone. Deci, sâmbătă eu am aflat sau mi-am dat seama că în cânti cu freestyler, ei nu zic rock a microphone cum cântam eu când eram copil prin o gradă cu copiii din, din Mahala, dar ei cântă rock the microphone. Și eu pot folosi aici cuvântul uh, find out. Deci afla, find out. Dacă, de exemplu, vrei să spui că vrei să afli care este situația actuală, if you want to find out the current situation, you check the news. Deci verifici noutățile online, da? Asta e find out. Uh, number 18. 18 is go on. Scriți go on. Go on înseamnă a continua. Um, dacă vă place să mă ascultați și, um, de exemplu, vreți să-mi spuneți, hai, hai, mai departe vorbește, continuă, să spuneți, go on, okay, yeah, go on, you're doing well. Și nu neapărat pentru cazul când oamenii vorbesc, putem să spunem că um, continuă să înveți engleza, go on studying English, uh, continuă să uh, faci sport, go on, um, go on exercising at home or doing sport. Deci, go on, go on înseamnă continue. Așa. Se repete sensul la multe dintre ele, observați? Numai că sunt diferite verbi frazeologice. Uh, 19. Suntem la 19-lea verb și vă întorc acuș, uh, ca meu și vă faceți un screenshot în cazul în care v-au scăpat niște detalii. 19. Call off. Nu știu, eu am o prietenă, Mirela, ea este organizator de evenimente, Mirela, she's the best, Mirela Urușciuc, puteți să o găsiți pe Instagram și ea uh, i-ar trebui probabil acest ver, pentru că acum, în perioada asta de criză cu tot coronavirusul, pentru care are multe mirese din Italia, care nu pot să vină acasă, mulți anulează nunțele, anulează evenimentele, le pun pentru 2021. Call off înseamnă anula. So, call off, doi de guys, nu un singur af, doi de Call off means to cancel. Apropo, și începători știu cuvântul cancel, da? Call off means cancel. Sau postpone, nu îmi place cuvântul ăsta. Postpone înseamnă a tergiversa. Ele sunt similare, dar nu identice, pentru că a anula și a tergiversa au un sens un pic diferit. Deci, call off, scât sensul ăsta care l-am spus eu, cancel, ok? Cancel, anula. Și ultimul din lista aceasta, 20, put off. Put off cu doi de af. Put off înseamnă anumit a versa, care numai ce l-am spus. Iată, unele Mirela se la Mirela anulează nunta cu totul, dar multe dintre ele o transferă pentru 2021, adică oricum au de gând să mărite și să facă nuntă și să fie în de mireasă, respectiv call off sunt cei care o anulează cu totul și nu au de gând să facă nuntă, dar put off e pentru cei care o transferă pentru mai târziu, adică a amâna. Deci put off înseamnă a amâna și puteți aici scrie sensul de post Așa că am o atenție, eu vă arăt cartonașul, sorry, eu aici am așa niște doodles. Știți ce înseamnă doodles? Eu am să vă scriu într-un colț dacă vreți cuvântul ăsta. Doodle înseamnă cracaleț sau scris de asta care nu poate fi înțeles. Așa, eu țin încerc să nu mișc, vă faceți, vă rog frumos, screenshot. Screenshot and then later come back to it. Și apropo, iată, doodle, doodle înseamnă, iată, asta e doodle, ok? <laughs> Și asta tot e doodle. Oi, sorry, nu-mi bag de aici, faceți screenshot. Așa, deci de la 11 pe la 20 mai avem încă 10. Bun. Deci astea sunt give up, turn out, work out, carry out, fall out, run out, find out, go on, call off and put off. Mă da, mulțumesc frumos. Cracaleț! Cracalețe. doamne. I'm sorry. Am, cum am spus într-un într interviu cu ProTV-ul, ei mă întrebau, dar ce faceți cu comentariile negative sau când cuiva nu-i place ce aici faci? să am like, who cares? Nu le place? Las, nu se uite. <laughs> ok, sorry. Asta a fost așa de... Fani, pur și simplu. Eu nu știu că ultima dată am folosit cuvântul crăcăleț. Cred că în clasele primare și am o hop așa ies la 28 de ani cuvântul crăcăleț. Gata, vse, terminăm glumele, mergem mai departe. Din 21 în 30. A să încerc, fără glume, dar nu promit. Deci, mai avem încă 10 verbi și după aia le recapitulăm pe toate. Vă amintiți, voi în timpul ăsta trebuia să vă faceți cartonașe, ok? Revenim la ele, pentru că acum și vă învăț cum să le folosiți, cel mai important o să fi la sfârșitul live-ului, cum voi să le învățați și care este tehnica care o să vă asigure să memorați aceste, uh, o, să vă asigure, o, să puteți memora aceste 30 de verbi frazeologice cu minim efort. Garantez eu maxim, maxim o oră în total pentru toate 30 de uh, verbe și 9 ore pe zi. Deci azi 20 de minute trebuie să repetați pe o anumită perioadă și după aia încă pe o anumită perioadă. Deci, 21, al 21 lea Eu mă încadrez într-o oră. Nu prea o să vedem. Number 1 uh, 21, put on. Deci put on. Before this live lesson, I put on this jacket. Deci put on înseamnă to dress up or to wear. Deci a îmbrăca. Put on. Uh, for example, a bride will put on a white beautiful dress for her wedding. Deci, ea o să îmbrace, nu o să pună pe dânsa, da? dar o să îmbrace. Uh, și apropo, nu există un alt verb mai des folosit în engleză pentru sensul de a îmbrăca decât put on. Și puteți spune și cu sens metaforic, nu neapărat haine. Put on a smile, da? Îmbrac un zâmbet, hai. Put on a smile because you have a beautiful smile. Eu cred că toți oamenii au zâmbet frumos, pur și simplu trebuie să zâmbească mai des. So, put on înseamnă a îmbrăca, to dress up, to wear. Dar ce e interesant, v-am zis că explicația la put on cu un alt verb fraziologic, dress up, tot e verb fraziologic. Ia ca așa de frecvent ele. Number 22. Try on. Try on e similar cu put on, doar că noi îl facem nu atunci când purtăm haina noastră, dar când vrem să o probăm, de exemplu, și să o cumpărăm, da? Înainte să o cumpăr din magazin, I tried it on. So I tried it on. Am probat-o, am îmbrăcat-o să văd dacă este occasion okay și vine, da? Try on. Try on înseamnă to wear clothes temporarily to see if they fit. Da? Aproba. Um, nu există un sinonim direct în engleză, de asta am spus explicația To wear clothes temporarily, like for a short period of time uh, Cineva spune, până acum ziceam wear up, greșit, wear up nici nu există, nu e corect Wear înseamnă a purta, dar wear up nici într-un caz Number 23, foarte, foarte uh, frecvent, uh, conjugat, anumit la prezent, be off Iată, în infinitiv ea la așa sună, be, verbul a fi, dar to be or not to be Desigur că to be. Deci be off cu 2 de F. Dar în context el sună așa. Dacă cumva vă pare că n-ați auzit până acum be off, eu am vă demonstrez că nu aveți dreptate. de uh, exemplu zic, well, I'm off to bed. I'm off to bed. Asta înseamnă că eu m-am dus la culcare. Uh, I'm off to the supermarket. I am off to the supermarket. M-am pornit la supermarket. Mă duc și mi iau la revedere. Deci, be off înseamnă a pleca. To leave. Nu leave a trăi, dar leave, da? L-E-A-V. Le avea, cum vă place vouă să spell the words in English. So, leave, a lăsa, a pleca. So, to be off, a pleca undeva. Dacă te pornești acum, de exemplu, Noua Zeelandă, you're off to New Zealand. Okay. Number 24, al 24-lea. Go off. Go off. This is like if I have a dynamite. Like, ați privit vreodată Tom și Jerry, da? Uh, asta cred că e unii cu desen animat, unde eu am văzut atâtea explozivi și diferite chestii care explodează. Respectiv, când nimere uh, explozivul în, um, în gaura șoaricilor și buhnea, it went off. The explosive or the dynamite went off. Deci a explodat. Deci go off înseamnă a exploda. Fiți atenți că verbul go este un verb neregulat și la trecut el este went. Deci go, went, gone. Da? Noi știm verbele neregulate în trei colonițe. Go, went, gone. Și atunci eu folosesc went dacă vreau să zic că a explodat. Went off. Așa. Sau puteți să spuneți like my, uh, my mind went off. Da? Like, pf, I had a mind blow. Da? Am explodat. La fel, la aerupi puteți să scrieți like to erupt. Uh, să știți că britanicii uh, spun um, atunci când vor să spună chiar că s-a stricat laptele în frigider, ei să folosească acest verb fraziologic. Numai nu americanii, britanici deci asta e așa un aspect uh, britanic. Gen, uh, 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 oh, the milk is sour. Asta e un, o, o, Un exemplu, so the milk went off, e alt exemplu, deci go off, mai are sens de to go sour, adică de a se strica, a se, se năcri, to go sour, or to spoil, da, a se strica. Așa, uh, number 25, set off. set off, e legat de călătorii și el. Atunci când, să spun, v-ați făcut valiza și vreți să mergeți în Bali să vedeți această, acele insule minunate, deci puteți să spuneți chiar că eu mă, mă, pornesc spre Bali, respectiv o să spuneți I, I, am setting off to Bali. Apropo, e Bali, dacă cumva vă gândiți că e Bali, de fapt, în rusă lumea se zice greșit, dar de fapt e Bali, prima, accent, prima silabă e accent. În fine, spuneți cum vreți, important să ajungeți acolo, pentru că e foarte frumos și eu tot asta îmi doresc. Deci, set off, revenim cu picioarele pământ în Chișinău unde e carantină, deci set off înseamnă a pleca într-o călătorie. So, uh, he set off to France, da? El s-a dus în Franța. Asta înseamnă că el are o călătorie acolo, to have a journey. Și a începe anumită o călătorie. Și atâni tare îmi place următorul verb fraziologic, care o să vi-l spun, numărul 26, 26, Uh, pentru mine, câțiva ani în urmă, a fost o mare rușine să nu știu uh, cum în engleză se spune a petrece pe cineva. Uh, și am avut uh, nevoie de acest verb când eram în state și trebuia să. vreau să întreb angajatorul meu dacă el o să, o să ne ducă la aeroport cu mașina și o să ne petreacă respectiv să plecăm acasă înapoi în Moldova. Și am început să formulez propoziția, sigur că eu știu cum să o formulez și m-am blocat, asta a fost, eu țin minte un blocaj, Eu foarte rar am blocaj în engleză și în genere, acum cu atât mai mult, dar nici atunci nu aveam. Uh, zic, mai da Și am explicat ce am în vedere și stăteam după asta și mă gândeam, mai cum să-i spun să mă treacă? E că a petrece în engleză, eu știu că a petrece are a sens de spend, da? Dar asta e cu sens de a petrece, de exemplu, vacanță, to spend a holiday. Dar a petrece pe cineva, e că tu petreci și el se duce, de exemplu, acasă, folosim verbul frazeologic see off cu 2 de F. See off. A vedea, see și off cu 2 de F. See off împreună înseamnă a petrece. Și ați luat rămas bun. Echivalent cu cazul când vreau să... Oaspeții stau la mine, în... sunt acasă și ei vor să plece și eu merg până la poartă să-i petrec, pentru că așa se face la moldoveni. I see off my guests. So I see them off, da? Mi-au rămas bun. Ia eu nu știam și vă spun și vouă. Bine, eu l-am aflat atunci, pentru că am cătat pe Google și până n-am aflat nu m-am lăsat, așa sunt eu de firea mea. Um, la mine în cap era genul de dacă mine să întrebi un student cum spune asta și una să știu și eu deodată am căutat să știu deci say goodbye to somebody especially when they're going to when they're leaving somewhere for example by train by train or by airplane at the airport so see off like bye bye este și farewell dar farewell e anumit cu sens de uh, a spune la revedere și a spune la rămas bun și mi rar folosit Așa. 27. 27. Mai avem 4 și terminăm. Și recapitulăm după aia. 27 e show up. Show up. Uh, for example, uh, I talked. I was talking about my friend and then he showed up. El a apărut. Da? Deci show up înseamnă to appear. Asta e simplu, așa că nu mă rețin mult la el. Show up means to appear și nu are nimic de a face cu a arăta. Uh, dacă știți cuvântul show înseamnă a arăta, păi show up nu prea are sens de a arăta. Uh, tot cu cuvântul show, dar alt verb fraziologic, avem în number 28, show off. Iarăși doi de F, ok? Show off. Show off înseamnă, amuș, vă dau un exemplu. știți pe McGregor, cine aici mă urmărește din bărbații, în special trebuie să-l știi, soțul meu e fan la luptele libere. McGregor, irlandezul care merge at așa, da? Eu întotdeauna râd de el pentru că mie îmi pare că el joacă teatru, dar am impresia că asta e partea personalității lui. Deci, când el face asta, he is showing off. Like, eu sunt atât de plin de mine. Eu, like, uitați-vă la mine ce de sexy, frumos și puternic și cu capul înainte, da? Like, chest always so puffed, cum când Billie Eilish. Show off înseamnă a te lăuda, um, avea un comportament intenționat, a, orientat spre a atrage atenția cuiva. Like to behave in a way specifically oriented to attracting attention, to show off. Așa, 29. 29 e un verb foarte interesant și uh, sper să-l aveți ocazia să-l folosiți, că e așa mai, mai rar uh, utilizat, e mai avansat. E hey, tell off. Tell înseamnă a spune, dar tell off, mai cum să vă traduc? Îl folosiți în cazul când vreți să-i spuneți unei persoane ceva agresiv sau serios, dar cu sens de cumva de a-l educa sau de a-l obrăza. Like, tell him off, ok? Pune-l la loc cumva. Like, Pune-l la loc că el nu, nu înțelege pe ce lume se află. Deci, tell off înseamnă to speak uh, to someone angrily or seriously because they didn't listen. Deci, al pune pe cineva la loc și de a-l agresa cumva, dar nu cu sens negativ. E cu sens pozitiv tell off, adică vorbești cu dânsul și arată cum stau lucrurile de fapt, da? Cel off. Cred că e potrivit pune la loc, a pune pe cineva la loc. Uh, de exemplu, da, iată eu când eram, uh, am vrut să când eram tânăr. <laughs> Ai, da, când aveam 19-20 de ani și mergeam în club uh, la discotecă, se mai întâmplat că se alătura unii indivizi de mine care nu meritau timpul meu să discut cu ei, respectiv eu le spuneam Merge mai departe. I told them off. Iată în cazul dat, like, tell off. Nu mă luați cu sens că nu-i ca aroganță, pur și simplu, credeți-mă, în cazul ăla chiar era necesar să le spun, duceți-vă de unde ați venit, ok? Like, turn back around and go. Tell off. Iată în cazul ăsta, dacă o domnișoară vrea să uh, spună că nu am nevoie de atenția ta, sau invers, dacă un băiat vrea să-i spune unii domnișoare că eu nu vreau să fiu agățat și las mă în pace, da? Egalitatea în sex, e corect? Îi spunem tell off. Like, I'm, I told her off. Și She... 30, ultimul, number 30 will be keep on. Keep on, keep on, dar nu l-am spus keep on. Asta să o leac, mă timp v-am zis keep on, keep up am zis. Keep up și keep on sunt foarte similare, de asta și mi-am avut deja vu ăsta, că parcă vi l-am zis. Keep on means continue. Keep on, means go on, like continue să vorbești. Keep on studying English, continue să înveți engleza. Keep on making the flashcards, continue să faci cartonașele, like keep on, keep on. Momentul culminant, am întors camera și vă rog să vă faceți screenshot. Haideți repejor că am și Instagram o să ne oprească, pentru că eu mă ating cam și depășesc o oră. Astea sunt următoarele 10 verbe. Screenshot, please. Dar eu salvez live în cazul în care vreți să reveniți. So, astea au fost celelalte 10. Acum, momentul culminant. Sper să reușesc și să nu mă întrerup Instagramul. Cum învățați voi aceste cartonașe? După ce vi le-ați făcut, fiți atenți, cel mai important acum, după ce le faceți, te le puneți... Ah! Sorry. Avem niște dureri de spate și acum am lăsat pe spate. În... E o furie de a reuși să vă arăt. Vă puneți toate cartonașele față la față. Deci cuvântul principal sau verbul fraziologic îl puneți aici și le tăiați pe colț stâng dreapta. Deci le tăiați aici sus. De ce? Pentru că atunci când voi le învățați și le mixați și, de exemplu, în loc să puneți partea asta unde este explicația aici, dar o puneți invers, voi după ce o să le amesticați și o să reveniți la ele, o să vă fie foarte ușor să le aranjați. Asta este know how -ul. Bine, nu e know-how, n-am inventat-o eu, dar eram sigur că eu am inventat-o pentru că eu nicăieri n-am auzit asta, dar singur am... Am făcut această metodă și respectiv e foarte ușor să le aranjați. Nu trebuie să stați și să le învârtiți și să vă gândiți oarecum să le să petreceți 10-15 minute uh, pe învățare și alte 10-15 minute să le puneți la, în ordine. Faceți lucrul ăsta, le tăieți în colț stâng-dreapta, nu tare mult, așa un pic ca să fie ca o marcă să reveniți la ele. Cel mai important, le amesticați, le aruncăm în foc cartonașul. Dacă nu vă pasă din munca voastră, go ahead, no problem după ce ați după ce după ce ați făcut lucrul ăsta și le-ați tăiat începeți să-l învățați așa ați să întorc la camera că voi trebuie să vedeți cum eu îl setez aici deci luați cartonașul, de exemplu get on, da? Și dacă voi țineți minte ce înseamnă el, nu verificați ce e scris pe spate, dar spuneți asta cu voce, foarte atent. Și dacă vă verificați după aceasta și ați avut dreptate, le puneți într-o coloniță. Următorul verb, de exemplu, put off. Dacă nu vă amintiți ce înseamnă el, e ok, întoarceți cartonașul, învățați, repetați de câteva ori, încercați să faceți o asociere cu ceva ce este personal despre viața voastră, dar îl puneți în alt, în alt set, stack, deci în alt... mai cum e stack în română? Mă țin că am mai întrebat asta în live. Deci, într-un final, trebuie să aveți o parte, cartonașele care le știți, le puneți parte, cele care nu o să le știți sau nu sunteți siguri că le știți, le puneți în altă. Da? O să primească două. Astea care le știți, uitați de ele pentru o perioadă. Acestea care nu le știți, în aceeași zi, le amesticați, ok? Le amesticați și din nou încercați să le repetați. O să vedeți că a doua oară o să vă fie mai ușor. Faceți asta maxim de trei ori. Nu foarte mult. Dacă simțiți că e obositor deja să încurcă creierii și nu înțelegeți nimic ce se întâmplă, e ok. Încercați cu 10 cartonașe pe zi, nu toate 30. Cu toate că ar trebui să fie ok și 30. Dacă sunteți începător elementar, luați 10-15 pentru o zi și celelalte pentru o altă zi. Și cel mai important, folosiți regula 24 3, 7. Eu o scriu și în comentarii și vă explic acum ce înseamnă ea. Dacă voi vă dați seama acum, puteți scrieți voi. 24, 3, 3, 7. Ce înseamnă această regulă? Ea a fost uh, testată încă vreo 60 de ani în urmă nu mai amintesc cine, dar în ce constă ea? Ca să memorezi ceva și ca lucrul ăsta să se ducă în long term memory, adică memorii de lungă durată, vă știți că noi avem memorie de scurtă durată până la 10 minute și memorii de lungă durată, care durează ani de zile, poate chiar o viață. Pentru ca cuvintele care voi le învățați în cazul dat verbele frazeologice să meargă în memorii de lungă durată, pentru că voi asta vă doriți, nu? Să le învățați și, și o săptămână să le uitați, nimeni nu vrea. Pentru că de ce e atâta efort de depus? pentru ca ele să meargă în memorie de lungă durată, le repetați peste 24 de ore. Deci voi le-ați făcut cu mine astăzi. După live vă opriți, vă rog, 15 minute și repetați-le, da? Și după asta o să stați și o să le niviți la televizor în fața la Netflix, dacă faceți lucrul asta evident. Deci le repetați astăzi peste 24 de ore. Deci efectiv reveniți la ele mâine seara, peste 3 zile, deci mâine o să fie miercuri, voi reveniți la ele sâmbătă și peste 7 zile, deci sâmbătă mai viitoare. Deci memorați 24, 3, 7. 24, 3, 7. Făcând lucrul ăsta și învățându-le anumit așa cum vă arăt eu, eu vă garantez că 90% din acele cuvinte voi să le memorați forever. Dacă voi încercați chestia asta și reveniți la aceste cartonașe peste o lună, peste un an, voi o să fiți șocați cu eu de fapt le țin minte. De ce? Memorie vizuală, Focusarea pe un singur cuvânt, faptul că le-ai repetat așa cum trebuie, o să vă ajute să le memorați. Și cel mai important, când le învățați iată, eu nu v-am spus, învățați așa, deci luați de pe față cuvântul nou și verificați dacă știți ce înseamnă el pe spate. Asta este primul pas, dar al doilea pas, care este mult mai important și mai avansat, invers, să le învățați din, din, spate, deci voi ați repetat aceste cartonașe și mâine, de exemplu, peste 24 de ore, încercați să citiți explicația sau traducerea, da? Traducerea, de exemplu, a tergiversa sau a anula și voi citiți anula care e verbul fraziologic pe care eu trebuie să folosesc pentru a anula? Pentru că acest caz, când voi vă gândiți din română în engleză sau dintr-un cuvânt pe care voi deja îl știți din engleză într-un altul nou pe care l-ați învățat, este mult mai frecvent. De aceea asta este the ultimate way of learning. Asta e cel mai bună metodă de a învăța. Deci luați aceste cuvinte, explicația sau traducerea lor și verificați dacă țineți minte cuvântul nou pe care voi vi l-ați propus să-l învățați. Și asta e tot. Pare dificil tot ce am vorbit până acum, pentru că eu vă explic concepția acestor, conceptul acestor cartonașe, dar o să vedeți când, când începeți să aplicați și faceți asta azi cu 30 de verbe fraziologice, mâine o să luați niște cuvinte dintr-un serial, mai știu eu cum, o să vedeți că asta o să fie pentru voi, o să vă schimbe viața pentru că o să fie mult mai ușor să îmbunătățiți vocabularul. Și asta e o problemă pentru foarte multă lume. Cel puțin pentru mine. Eu am zis că eu greu învăț și greu repet. Uh, eu salvez acest live, 24 de ore reveniți la el dacă aveți nevoie uh, sper că a fost de folos, ha, sper, știu că a fost de folos, voi ați stat cu mine 650-700 tot live-ul, eu nu am avut